death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her, then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Bine ați venit! Bine ai venit, Ancuța, și tu, Sami, în această zi unică în viața voastră de mire și mireasă aici, în locul acesta unde împreună alegem să venim la altar înaintea Creatorului nostru, Cel care binecuvântează căsnicia voastră astăzi. Vreau să vă spun tuturor, bine ați venit la această nuntă și, dacă nu vă cer prea mult, aș vrea să deschidem cu o cântare. Ridicați pe picioare, invit aici pe cei care cântă să vin în față și vă invit și pe dumneavoastră să vă uniți împreună cu cei din față și să cântați. Nunta este un prilej frumos de sărbătoare, un prilej de bucurie, așa că aș vrea să celebrăm aici împreună cu cele două familii, cu familia Chelariu și cu familia Soloșii. Cu Iisus, cu Iisus.
Și vreau să vă invit la un moment în care, făcând liniște în sufletele noastre, să ne închinăm lui Dumnezeu. Îl invit aici pe Narcis Ciobanu să rostească această rugăciune și vă invit și pe dumneavoastră să participați la acest moment, unindu-vă cu noi în rugăciune. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru ziua aceasta care ai creat-o deosebit de specială pentru toți care suntem în locul acesta. Doamne, Te recunoaștem ca și creator și susținător al Universului, dar Te recunoaștem ca și creator și susținător al omului. Îți mulțumim pentru familia aceasta care avem în față în această zi. Ne rugăm pentru binecuvântarea Ta în ziua aceasta. Doamne, Te rugăm pentru Sami, Te rugăm pentru Ancuța, ca, Doamne, la acest început de drum, binecuvântarea Ta să troneze în viața lor și în familia lor. Ne rugăm pentru Biserica Emanuel și pentru frații, surorile care sunt aici. Doamne, avem nevoie de prezența Ta în ziua aceasta. Te rugăm să însoțești lucrarea care va fi în locul acesta. Te rugăm să binecuvintezi cântările, Te rugăm să binecuvintezi mesajul. Și, Doamne, vrem ca timpul care vom petrece aici să Te onoreze pe Tine și Tu să fii binecuvântat și înălțat pentru toate lucrurile bune și frumoase care le faci pentru noi. Amin. Amin. Vreau să vă invit să ocupați locurile. Și înainte de a oferi posibilitatea celor care sunt aici în față să cânte, dați-mi voie să facem puțin cunoștință cu cele două familii. O să încep cu familia Mirelui, care vine mai de departe, familia Soloși, care înțeleg că vin special din Italia în acest moment, deși originar sunt din Arad. Vreau să-i salutăm pe părinții lui Sami în acest moment și să-i felicităm, dacă vreți să vă ridicați să vă cunoască adunarea, și pe toți cei din familia Soloși, dacă vreți să vă ridicați în picioare să vă cunoaștem. Dumnezeu să vă binecuvânteze și bine ați venit la Galați! Vreau să-l salut pe Ionel, pe Milica, în această ocazie unică, da, le spunem și lor că ne bucurăm pentru ei, felicităm, și mă rog, pe cei din familia Chelariu, dacă vreți să vă ridicați, să vă spunem și dumneavoastră bun venit la această frumoasă sărbătoare a familiei. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Puteți să ocupați locurile. Așa cum spuneam în deschidere, nunta este un prilej frumos de sărbătoare, iar Ancuța și Sami ne oferă încă o dată posibilitatea să ne bucurăm, să celebrăm, să anticipăm și marea noastră nuntă, nu? Pentru care ne pregătim ca și creștini, dar în același timp să celebrăm împreună cu ei ceea ce Dumnezeu face acum, întemeind noua familie Soloși aici în Galați și pentru o vreme, mă rog, înțeleg că vor locui în Italia, dar când vă gândiți să vă întoarceți în România, Sami, să-ți aduce aminte că Ancuța-i de aici. Ok, aș vrea să ascultăm cântecele și după care îl invit pe pastorul Eugen să rostească cuvântul Domnului pentru slujba din această zi. Știu că ce-a fost nu va mai fi, rele și bune s-au dus. Un viitor spre veșnicii zâmbe de flori mi-a dus. Știu că și macii nostalgia farmecului roșu a prins. Au părăsit cu drag câmpia pentru zi de vis. Ce scumpă-i ziua în care cu drag ne unim, una în Domnul să fim. Primește-mi dragostea, iar tu dă-mi inima, pe veci iubita mea să fim. Una scumpă-i ziua în care cu drag ne unim, una în Domnul să fim. Primește-mi dragostea, iar tu dă-mi inima, pe veci iubita mea să fim una. Când zorii dimineții vin, trezește-mă ușor să știi că pentru mine nu ești vis, ești tot ceea ce am dorit. În fața dulce ți-o privesc, sunt copleșit de-al ei senin. Și atunci când lângă
dragostea. Iar tu dă-mi inima pe veci iubita mea să fim una. De obicei când suntem obosiți, nu ne simțim chiar așa bine. Doar trebuie să te consideri bucuros sau fericit că ea a fost obosită. Pentru că asta a fost pretextul că pleacă în Italia. Sunt un pic obosită și mă duc în Italia să mă odihnesc. Te-ai odihnit? De tot. Ok, oricum mă bucur tare mult pentru voi, sunteți frumoși și vrem să vă spunem că două inimi străine acum se unesc și acolo lucrează Dumnezeu și voi trebuie să lăsați să lucreze. Și o să fie clipe extraordinare. Haideți să cântăm. Cu toții am rămas surprinși de decizia Ancuței de a pleca în Italia, așa cum Nichi ne-a spus aici. Și mă gândeam că poate Elisei, fiind acolo, i-a aranjat ceva lucrurile pentru Ancuța. Oricum, plecarea în Italia a fost binecuvântată, pentru că acolo l-a întâlnit pe Sami. Și împreună astăzi sunt înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu să declare jurământul acesta al căsătoriei pentru tot restul vieții. Felicitări, Ancuța, felicitări, Sami, pentru
ziua aceasta frumoasă și pentru decizia voastră de a vă căsători. Felicitări celor două familii, familia Chelariu și familia Soloși. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți fericiți să vedeți copiii dumneavoastră unindu-se aici în prezența lui Dumnezeu și declarând dragoste, unul pentru celălalt și împreună pentru Dumnezeu. Înainte de a începe predica, aș vrea să îmi prezint scuze față de situația cu asfaltul din curte. Nu am preconizat că o să dureze așa de mult. De fapt, domnii care se ocupă de turnarea asfaltului ar fi trebuit să-l termine de undeva pe miercuri, dar fie n-au avut material, fie a plouat și aseară mi-au promis că până la ora 12 este gata. Dar îmi pare rău pentru asta. Oricum, o să vă aduceți aminte și meseriașii care toarnă ne-au spus că asfaltul durează vreo 100 de ani. Așa că imaginea aceasta a permanenței să fie și pentru familia voastră, să dureze 100 de ani. Să fiți lipiți unul de celălalt și împreună de Dumnezeu. Alegerea pe care voi ați făcut-o a fost o alegere binecuvântată și voi știți lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este acela care v-a călăuzit unul spre celălalt. Vedeți voi, dragi miri, Ancuța și Sami, viața este plină de alegeri. Alegem tot felul de lucruri și suntem puși în diferite situații în viață. Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a alege. Atunci când Adam și Eva au fost așezați în grădina Edenului, au avut libertate suficientă din partea lui Dumnezeu, însă au avut o singură interdicție, aceea de a se opri, de a nu gusta din pomul cunoștinței binelui și răului. Ei, tocmai această poruncă au încălcat-o cei doi, fiind ispitiți de șarpe. Și după ce Dumnezeu are ideea căsătoriei, spunând bărbatului, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. După ce are loc acea frumoasă legătură, acea frumoasă unitate făcută de Dumnezeu, prin faptul că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, apare în capitolul 3 din Genesa acea mare tragedie în care cei doi calcă porunca lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vorbesc despre alegeri în căsnicie sau alegeri în căsătorie. Și aș vrea să nu uitați principiul acela pe care Apostolul Pavel spune în Galateni, că ce seamănă omul, aceea va și secera. Dacă în deciziile pe care noi le luăm, le luăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, atunci în viața noastră aceste decizii, aceste alegeri, o să se întoarcă cu binecuvântări spre noi înșine. De fapt, alegerile în viața de familie sunt acelea care contează, dar cu adevărat, în sufletul nostru, ceea ce contează cel mai mult este să-L alegem pe Dumnezeu și această alegere a lui Dumnezeu ca Domn și Stăpân al vieților noastre să ne garanteze nouă veșnicia cu Dumnezeu. Vedeți, și petrecerea veșniciei în prezența lui Dumnezeu, a fi cu Dumnezeu pentru totdeauna, depinde de alegerile pe care noi le facem aici pe pământ. Dacă ne supunem lui Dumnezeu, dacă îl facem pe Iisus Mântuitorul nostru, atunci, trăind cu El și alegând să umblăm cu El, vom umbla și în împărăția lui Dumnezeu, în prezența Lui, în cer. Prima alegere pe care aș vrea să vă spun pentru familia voastră, gândindu-mă la pasajul din Genesa, capitolul 3, aș vrea să vă spun să-L alegeți întotdeauna pe Dumnezeu să fie în centrul familiei voastre și nu voi înșivă. Atunci când Adam și Eva au fost așezați în acea grădină frumoasă și au avut interdicția de a nu gusta, de a nu lua din pomul cunoștinței binelui și răului, tocmai spre pomul acesta s-au îndreptat cei doi. Bineînțeles, Eva s-a îndreptat la ispitirea șarpelui să ia din pomul cunoștinței binelui și răului. Neascultarea de Dumnezeu a făcut ca în urma acestei decizii,
ei să-și ghideze viața fără Dumnezeu. L-au separat de Dumnezeu, de familia lor. Și nu au lăsat ca Dumnezeu să fie în centrul familiei lor. Puteau să se bucure de orice din grădină. Dar tocmai acolo, spre pomul acela, s-au îndreptat cei doi și au luat din el. Și apoi tot ce a urmat, în Sfânta Scriptură vedem blestemul păcatului. Când omul este în centru, când sinele este în centru, când euul este în centru, este în jurul omului numai prăpăd, numai mizerie. Lumea aceasta, cu tot ce oferă ea, societatea noastră este așa cum este ea, păcătoasă, pentru că omul a ales să fie în centru. Ori Dumnezeu a spus în prima carte, în Geneza, capitolul 2, că El trebuie să fie în centru. El a fost creat de către Dumnezeu să fie rege. Însă, datorită neascultării, pentru că a ales să fie El în centru, a ajuns să fie rob. Eva a fost creată să fie o regină. Dar datorită neascultării, datorită faptului că a vrut ca ea să-și conducă propria viață, a ajuns să fie de asemenea un rob. Ce vedem astăzi în jurul nostru, femei și bărbați care sunt sclavi? Sclavi plăcerilor, sclavi banilor, sclavi firii pământești, sclavi ochilor și sclavi păcatului. Dar ceea ce este frumos este că Dumnezeu nu ne-a lăsat în această robie, în această sclavie, ci încă din Genesa ne-a promis că El ne va elibera și ne va restaura. Și prin Iisus Hristos ne-a adus să trăim o viață din belșug. Aș vrea să vă spun, Ancuța și Sami, să-L alegeți pe Dumnezeu să fie în centrul familiei voastre și nu voi înșivă. Și poate vă gândiți, dar cum am putea să-L alegem pe Dumnezeu să fie în centrul familiei noastre? Ascultând de Dumnezeu, dezvoltând o relație cu Dumnezeu prin cuvântul Lui și slujind pe Dumnezeu, participând la serviciile bisericii unde vă veți integra și dezvoltând în viața voastră o disciplină a slujirii, a ajuta pe cei de lângă voi cu darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Problema noastră, oamenilor, este că în loc să ne uităm la Creator, noi ne uităm la lucrurile create. În loc să-L dorim pe Creatorul nostru, pe Dumnezeu, dorim lucrurile din jur și atunci când inima omului este orientată spre lucrurile pământești, atunci apare dezastrul și se instaurează sinele, mândria omului. Decideți astăzi ca Iisus Hristos să fie în centrul familiei voastre. Și odată cu această decizie pe care voi o să o luați, pentru că Iisus este lumină, pentru că Iisus este dragoste, aceste două lucruri vor veni în viața voastră și în familia voastră. Lumina lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu va veni în viața voastră, iar aceste două elemente care reprezintă cu siguranță lucrul cel mai frumos pe care Dumnezeu poate să-l dea în inima unui om, o să vă conducă și spre veșnicia cu Dumnezeu, pentru a trăi în eternitate cu Dumnezeu. Ceea ce este trist este că poate odată ajungi în cer, în prezența lui Dumnezeu, s-ar putea să constatăm toate oportunitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de dragoste și noi le-am ratat. Pentru că am ales ca euul nostru să domnească în noi înșine și în familiile noastre. Aș vrea să vă încurajez să trăiți pe baza acestei legi a dragostei și nu a egoismului. Din păcate, multe familii trăiesc după legea egoismului și nu sunt gata să lase de la ei înșiși, să renunțe la pretențiile lor și să se apropie de Dumnezeu și de partenerul lor. Mândria este cauza îndepărtării omului de Dumnezeu și de cei doi. Nu știu dacă v-ar plăcea ca întotdeauna persoana care este lângă dumneavoastră să aibă dreptate. Lângă un om mândru, lângă un om care întotdeauna consideră că el are dreptate, nu i-ar plăcea nimeni să stea lângă un nesuferit.
Mândria caracterizează starea omului de păcat în relația cu Dumnezeu și în Roman capitolul 1 ni se spune acolo s-au fălit că sunt înțelepți și ce au făcut? Au nebunit. Mândria umană dusă la extrem te duce la nebunie. Și în psalmi se spune că nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Saul care a început bine în chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o împăratul Saul din Vechiul Testament. Și pe măsură ce a continuat în această chemare pe care Dumnezeu i-a dat-o, la un moment dat Saul primește porunca să distrugă pe amaleciți. Și calcă această poruncă a lui Dumnezeu. Și ia din lucrurile care au fost date spre nimicire. Ce s-a întâmplat? Vine prorocul la el și îl mustră și spune, când erai mic în ochii tăi. A început să asculte de oameni, a început să pozeze frumos în fața oamenilor, să țină la prezența lui, la părerea lui în fața oamenilor și lucrul acesta i-a adus cădere. Spre deosebire de el, de Saul, acest împărat, îl avem pe David, împăratul David, care spune la un moment dat, cine sunt eu și cine este familia mea, Doamne, de mai ales să fiu omul tău împărat peste poporul tău. Această atitudine să vă caracterizeze a smereniei și a spune nu mândriei. La un moment dat, într-un avion erau 4 persoane și 3 parașute și pilotul anunță că avionul trebuie să se prăbușească. Și la bord erau doar 3 parașute. Ia imediat pilotul parașuta și se aruncă. Ceilalți 3 au rămas doar cu 2 parașute. Printre ei era un predicator, un copil și un profesor. Un profesor care imediat a spus, a luat parașuta și a zis, omenirea are nevoie de mine. Viața mea valorează decât multe alte vieți. Eu am inventat, am făcut multe lucruri, așa că ia parașuta și sare. A rămas predicatorul și copilul. O singură parașută. Predicatorul a spus, acum eu am predicat jertfirea, trebuie să n-am încotro, să-mi pus la colț, trebuie să împlinesc ceea ce am vorbit. Așa că îi spune copilul, ia tu parașuta. La care copilul spune, stați liniști, domnule predicator. Profesorul înainte a sărit cu geanta mea. Mândria merge înaintea căderii. Și mândria este atât de distrugătoare în familie, în relația cu Dumnezeu și în relațiile dintre noi. Alegeți-L pe Dumnezeu în centru familiei voastre și nu pe voi înși vă. A doua alegere pe care aș vrea să vă recomand astăzi și să vă spun este să alegeți să vă acceptați unul pe celălalt așa cum sunteți și să nu purtați măști. Atunci când Adam și Eva au ajuns în grădina Edenului și după ce au păcătuit, care a fost prima reacție a lor? Să-și pună frunze, să se îmbrace, frunze de smochin sau șorțuri. De cine le era rușine? Mai târziu Dumnezeu le așează haine de piele. În Genesa capitolul 3, versetul 21, fiind de fapt prima promisiune pe care Domnul o face acolo cu privire la Domnul Iisus Hristos, cu privire la Mesia în lume, să se jertfească, atunci a fost prima jertfă în lume în care Dumnezeu a trebuit să înjunghe un animal ca să îi îmbrace pe cei doi. De cine le-a fost rușine? Că doar în grădină nu mai era nicio altă persoană. Le-a fi fost rușine de un animal? Nu. Cu siguranță că le-a fost rușine în primul rând de Dumnezeu și a apărut acest sentiment puternic al vinovăției și al rușinii în sufletul lor și au început să se ascundă. Una dintre consecințele imediate ale păcatului este aceasta, că oamenii se ascund unii de alții. Și de atunci și până astăzi încercăm să pozăm bine față de ceilalți din jurul nostru și să ne ascundem. Să ne ascundem defectele, să ne ascundem poate lucrurile care nu ne plac în viața noastră, datorită poate personalității,
datorită probabil trecutului pe care l-am avut și încercăm să ne ascundem. În relația voastră să nu există nicio frunză de smochin și să nu existe ceva care să vă acopere în relația dintre voi, ci să vă acceptați așa cum sunteți. Probabil Sami până acum la Ancuța n-ai văzut defecte. Și nici tu, Ancuța, n-ai văzut la Sami vreun defect. Dar de acum încolo, poate pe măsură ce veți trăi împreună, veți descoperi anumite lucruri care nu o să vă placă, nu o să vă convină unul la celălalt. Ce veți face? Vei accepta tu, Sami, defectele pe care le vei descoperi la Ancuța? Mai tare poți un pic? Așa. Dar tu, Ancuța, ce vei face pe măsură ce poate vei descoperi vreun defect la Sami? Îl vei accepta pe Sami așa cum este? Crezi că da? O să vă întrebăm peste vreun an cum stați cu lucrul ăsta. De ce oare oamenii încearcă să se ascundă unii de alții? Poate au fost răniți atunci când s-au afișat cu viața lor, au fost răniți de cei din jur și atunci au spus, decât să mai fiu rănit vreodată, o să-mi pun o mască, o să mă protejez, o să spun doar ce i-ar plăcea celuilalt să audă. Aceasta este o consecință a păcatului, iar existența acestor lucruri în familie denaturează fericirea și în familie și în loc să fie familii sănătoase, fericite, asistăm la familii cu probleme. Din păcate, mulți bărbați și femei, multe cupluri în familie se joacă de vați ascunselea. Știți jocul acesta din copilărie. Soțul se ascunde de soție și invers. Îi spune doar o parte, nu îi spune tot. Alege să-i spună ceea ce îi place să audă. Și nu se deschide față de partener așa cum ar trebui. Sau mai există un alt joc, jocul prefăcătoriei. Se preface că este bine, se preface că este fericit, se preface că este împlinit, că în realitate, în inima lui, sunt lucruri pe care el trebuie să le rezolve. Sunt răni din trecut pe care noi, ca și parteneri, Sami, trebuie să le acceptăm. De asemenea, Ancuța trebuie să accepte anumite lucruri din trecut și să-ți ofere libertatea ca tu să le poți împărtăși cu ea și ea să nu te judece, ci să te ajute. Să poți primi de la ea încurajare și rugăciune și de asemenea, atunci când Ancuța se va deschide față de tine, să fie un timp potrivit în care voi doi să vă cunoașteți într-un mod mult mai profund. Auzim deosebire expresia aceasta la familiile din lume, la familiile în care nu-i Dumnezeu onorat și nu este Sfânta Scriptură la baza vieții de cuplu, nu-l mai suport, m-am săturat de el, nu-l mai vreau. De ce ajung oamenii să spun aceste cuvinte? Pentru că n-au fost gata să se accepte unii pe alții, să rezolve o problemă și să meargă mai departe, ci au rămas acolo blocați și au început să se jignească unul pe celălalt. Din păcate, acest tipar îl transpunem și în relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, noi oamenii încercăm să afișăm ceva ceea ce nu suntem. Dar Biblia, Sfânta Scriptură, ne spune nouă oamenilor că Dumnezeu se uită unde? La inima omului. Nu se uită la înfățișarea exterioară, ci Dumnezeu se uită la inima omului și încercăm să aducem acest model de a ne preface în relațiile noastre și în relația cu Dumnezeu. Și nu mai avem încredere în Dumnezeu că El ne primește așa cum suntem la El. Religia creștină este religia în care Iisus Hristos ne primește la El așa cum suntem. Nu trebuie să facem nimic înainte de a veni la Iisus. În momentul în care facem ceva, înainte de a veni la Iisus să ne ierte păcatele noastre, lucrul acela înseamnă legalism.
Dar dacă venim la Hristos așa cum suntem în inima noastră și ne proșternem înaintea Lui și îl facem pe El Dumnezeul inimii noastre, atunci Hristos este în acea relație, Hristos este în acel creștinism. Ca să putem depăși bariera aceasta a ascunderii unul față de celălalt și obligația noastră de a ne accepta unul pe celălalt, noi trebuie să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Și soluția pe care Dumnezeu ne-o dă este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu cea mare, cea imensă, pe care El a avut-o pentru noi, ne va da curaj în sufletul nostru să îndrăznim, să nu ne mai afișăm așa cum ar dori ceilalți, ci să ne afișăm așa cum ne-a creat Dumnezeu și așa cum trebuie, în așa fel încât relația să crească. În cartea Făuritorii Căsniciei, doctorul Ed, cel care este autorul cărții, la un moment dat în capitolul 4, dezlegând misterul dragostei, spune că oamenii creștini își aleg tiparul dragostei din trei surse greșite. În primul rând, influențele amestecate, impresii amestecate, scuzați-mă, concluzii bazate pe experiențe din trecut, personale, și influențele culturale, ce au văzut ei la televizor, ce le-a povestit vecinul, ce au mai auzit ei acolo unde au putut să fie. Și ignoră faptul că dragostea adevărată este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu. Și este indignat de lucrul acesta, de ce familiile de credincioși aleg să rămână robi unei idei greșite luată din lumea aceasta în loc să meargă la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, unde ne este descrisă dragostea curată pe care Dumnezeu o oferă în cuvântul lui Dumnezeu. Soluția este a vedea dragostea lui Dumnezeu în inima omului. Și ce spune în Ieremia, capitolul 31, versetul 3? Dumnezeu ni se arată de departe și spune: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Vechiul Testament este, de fapt, povestea de dragoste dintre Dumnezeu și poporul Israel. Noul Testament, această dragoste a lui Dumnezeu pentru om crește și ajunge până la sacrificiul suprem, oferindu-L pe Iisus Hristos pentru noi oamenii. Dragostea întotdeauna face bine celui iubit. Dragostea este o alegere. Dragostea este aceea care recunoaște valoarea celui iubit și nu numai că o recunoaște, ci afirmă valoarea celui iubit. Poți să recunoști valoarea partenerului, dar să nu-i spui. Dar atunci când i-o și afirmi, faci ca partenerul să înflorească lângă tine. Ceea ce vrea diavolul astăzi este să ofere oamenilor acest zid al neacceptării și să se creeze tot mai mult separarea între cei doi. Dumnezeu ne cheamă să păstrăm unitatea, să lucrăm la unitatea celor doi și atunci când apar divergențe sau conflicte, trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Când Hristos este acela care este în familia voastră, atunci în casa voastră va fi pace. Voi aveți pace cu Dumnezeu, aveți liniște în prezența lui Dumnezeu și această liniște și pace o oferiți și partenerului de căsătorie. Sami, Dumnezeu te cheamă să o iubești pe Ancuța cât poți tu de mult. Și atunci când nu mai poți, să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea mai multă putere să o iubești. Și la fel Ancuța. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima ta ca să poți experimenta și lucrul acesta de a oferi dragoste partenerului tău, lui Sami. Acea dragoste necondiționată, să decizi să-L iubești, să faci bine celui iubit și să te jertfești pentru el. Să nu aștepți ceva în schimb. Oamenii gândesc dragostea în termeni de troc. Dacă tu mi-oferi, și eu îți ofer.
Dacă tu nu-mi oferi, eu nu-ți ofer. Dragostea pe care Dumnezeu vrea de la cei doi, mire, și de la noi ca și cei căsătoriți, este să putem oferi dragoste fără a aștepta ceva în schimb. Și în modul acesta veți deveni amândoi una, păstrând unitatea. Oferă bunătate partenerului tău. Oferă blândețe. Și oferind lucrurile acestea, o să-l faci pe cel care este lângă tine, să-l vezi că devine din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai împlinit și aripile lui vor crește ca să-și ia zborul spre ceea ce Dumnezeu a intenționat. Acceptați-vă unul pe celălalt. Și a treia alegere pe care aș vrea să vă spun în final este să faceți lucrurile împreună și în modul acesta îl veți birui pe diavolul. Când cei doi în grădina Edenului au fost acolo, neascultarea față de Dumnezeu, față de porunca respectivă a venit tocmai când Eva era în singurătate. Diavolul a venit la ea. A încercat să se separe de Adam și i s-a adresat ei. Independența în familie ne face să fim vulnerabili. Oferim celui rău prilejul ca să ne ispitească și să fim trași în cursele celui rău. Atunci când am stat de vorbă cu cei doi, o singură întâlnire de consiliere premaritare am avut, de obicei în biserica noastră sunt trei, dar ei au scăpat mai ușor, i-am întrebat cum s-au cunoscut și cum le-a vorbit Dumnezeu că este voia lui să se căsătorească. Și după ce s-au întâlnit, au pus un timp în care să se roage fiecare dintre ei separat și Sami spune Ancuței, Dumnezeu mi-a vorbit, știu care e voia lui. Și nu i-a spus care este voia lui Dumnezeu. Și a pus-o pe Anguța la gelozie. Ah, lui a vorbit, dar mie nu mi-a vorbit. Ce o să mă fac? Și s-a pus Anguța pe rugăciune, l-a căutat pe Dumnezeu și a vorbit printr-un cuvânt din Sfânta Scriptură. Ea citea atunci tocmai din Eclesiastul, capitolul 3, și a ajuns la capitolul 4, versetul 9 până la 12. Știți ce scrie acolo? Mai bine doi decât unul. Căci au o răsplată mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur când cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Și funea împletită în trei, nu se rupe ușor. Aplicând textul acesta la căsnicie, cu toate contextul este unul puțin diferit, afirmând despre puterea parteneriatului, să nu rămâi singur, ci să te asociezi, a treia persoană pe care cei doi o vor în căsnicia lor și în familiile creștine este Dumnezeu, care vine alături de noi și ne ajută să trecem prin momentele grele ale vieții, nu numai că ne ajută, ne oferă binecuvântarea aceasta de a fi împliniți în căsnicie. Căsătoria este darul lui Dumnezeu. Căsătoria este binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Iar în Matei 18 ni se spune acolo, cu toate contextul este despre iertare, ni se spune că atunci când doi se unesc pe pământ să ceară un lucru, lucrul acela le va fi dat. Și Hristos va fi în mijlocul lor, în mijlocul deciziei pe care o iau. Puteți trece prin numeroase probleme în viață, probleme pe care cei din jur nu o să le poată rezolva. Și poate nici voi nu o să le puteți rezolva. Dar aș vrea să vă spun, Sami și Ancuța, că există Dumnezeu pe care le poate rezolva pe toate și vă poate ajuta în momentele dificile ale vieții. Alergați la Dumnezeu și la ajutorul Lui și faceți-L pe Dumnezeu acela care să fie în familia voastră. Iar dacă o să fie momente de neînțelegeri, iertați-vă imediat unul pe celălalt. Nu lăsați să treacă mult timp. Am întâlnit familii care au spus că sunt certat cu soția de o săptămână. Dorm separat, nu mai stau cu ea, nu mai înțeleg. Ce familie este asta când cei doi, în urma unei neînțelegeri, ajung să stea separați o așa vreme îndelungată.
Ăsta este planul celui rău de a divide. Însă Dumnezeu este acela care unește și păstrează această unitate. Luați decizii împreună, mergeți în lucrare împreună, faceți lucrurile acestea împreună, tot timpul. Și îl veți birui în modul acesta pe cel rău. Cât reușiți și cât ține de voi, faceți lucrurile împreună. Cardul nu este numai al unuia și a celuilalt, ci cardul va fi al cui? Al ei. Nu mai e banii lui și banii ei, sunt banii noștri. Cardul este al familiei acum. Venitul este al nostru împreună. Deciziile trebuie luate împreună prin consultarea voastră și decizia să fie a voastră. Aș vrea să închei cu un verset din Matei 22, în care Domnul Iisus spune care este cea mai mare poruncă din lege, când oamenii îl întreabă, Doamne, care este cea mai mare poruncă din lege? El spune, cea mai mare poruncă din lege este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sami, cine este astăzi aproapele tău? Mă răspuns bine. Foarte bine. Ancuța este cea mai aproape de tine. Dar mâine? Tot Ancuța. Apreciem faptul că te gândești și la ceilalți din jurul tău. Ai o inimă largă și deschisă pentru cei din jur. Dar vreau să spun că cea mai apropiată și mâine îți este Ancuța și poi mâine tot ea și până la sfârșitul vieții tot ea. Când vorbim de aproapele nostru, ne gândim că este cineva din afara familiei. E adevărat, este cineva din afara familiei, dar cel mai apropiat dintre apropiați este cel de lângă noi, din casa noastră. Experimentarea aceasta a iubirii față de Dumnezeu și față de partener să fie în familia voastră și viața voastră întotdeauna să înceapă cu Dumnezeu. Și cred că voi ați visat la această zi, v-ați rugat pentru această zi și l-ați invitat pe Dumnezeu să fie cu voi în această zi. Și cred că Dumnezeu va face după credința voastră și vă va binecuvânta. Vreți să începeți familia cu Dumnezeu. Când Adam a fost creat, pe cine a văzut primul? Care a fost prima persoană, prima ființă pe care a văzut-o? Dumnezeu. Când Eva a fost creată, pe cine a văzut prima dată? Pe Dumnezeu. Și apoi pe Adam. Dacă păstrăm această ordine, atunci viața noastră va fi într-o frumoasă armonie cu noi înșine, cu Dumnezeu și cu cei din jur. Care sunt cele trei alegeri pe care vi le-am spus astăzi să le aveți? Dumnezeu în centru și nu voi înșivă. Să vă acceptați unul pe celălalt și să nu purtați măști, să vă prefaceți în relația voastră și să faceți toate lucrurile împreună. Pentru că în modul acesta îl veți birui pe diavolul. Dumnezeu să fie cu voi și să vă binecuvinteze. Vă doresc tot binele și fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste familia voastră și mi-ar plăcea să trăiți împreună 100 de ani. Vă doresc 100 de ani, mai mult ca asfaltul din curte, da? Amin. Dintre cele trei instituții mai mari ale lumii, familia, biserica și statul, familia este cea mai veche și cea mai sacră. În prima familie pe care Dumnezeu a instituit-o, femeia pe care El a luat-o și a adus-o la bărbat nu a fost luată din capul lui pentru ca ea să conducă, dar nici din talpa picioarelor
pentru ca să fie călcată, ci a fost luată din coasta lui pentru a fi egală cu el. A fost luată de sub braț pentru a fi proprietarea dragostei lui. Sami, tu ești gata acum să iei această decizie, să faci un legământ solemn care îți creează responsabilități serioase și de durată. Fata pe care ai ales-o devine de acum partenera dragostei tale, partenera vieții tale, proprietara bunurilor tale și devine regina casei tale. În niciun alt fel, ea nu își va putea arăta dragostea pentru tine. Ea își părăsește casa, compania prietenilor, ca să împărtășească cu tine bucuriile și durerile vieții. Sami, tu ești gata acum să faci acest legământ, să închei această hotărâre care îți creează responsabilități. Ești tu gata să o onorezi, să o respecti, să o iubești pe Ancuța atunci când ea va fi sănătoasă, dar și când va fi bolnavă. În vremuri de prosperitate, dar și în necazuri, și te vei păstra doar pentru ea atât timp cât veți trăi amândoi? Da. Dumnezeu să te ajute. Ancuța, în această zi foarte specială și tu ți-asumi înaintea lui Dumnezeu și în fața bisericii sale responsabilități serioase. Cel care se căsătorește cu tine astăzi, Sami, așteaptă de la tine consolare în vreme de necaz, iar zâmbetul tău de astăzi să rămână în permanență, oferindu-i în vreme de necaz sprijinul de care el are nevoie. Vocea ta să îi fie cea mai frumoasă muzică pe care el poate o asculta, iar munca ta cea mai deosebită bogăție la care poate avea acces, iar buzele tale cel mai bun consilier la tronul ceresc al lui Dumnezeu atunci când îl vei purta pe Sami în rugăciune. Aceea aș vrea să te întreb acum, Ancuța, dacă ești gata ca în mod solemn să te căsătorești cu Sami, să decizi în felul acesta ca el să-ți fie soț, să-l iubești, să-l respecti, să-l onorezi, să te dăruiești doar lui, părăsindu-i pe toți ceilalți, să rămâi doar pentru el, atât timp cât Dumnezeu vă va da viață? Da. Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să vă ajute în sensul acesta. Aș vrea să vă invit acum pe toți să vă ridicați în picioare, pentru că vrea să ne rugăm cu cei doi, pe cei doi îi rog aici să îngenuncheze și vă invit să ne unim împreună în rugăciune, să cerem Creatorului Universului ca El să facă ca fața sa să strălucească peste Sami și peste Ancuța. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această după-amiază, unică și specială, Doamne, pentru Ancuța și pentru Sami, pentru familiile lor, stăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne dai harul acesta nouă unor oameni să putem prin rugăciune avea acces la Tine, la Cel care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și ai pus în noi gândul veșniciei. Doamne, îți mulțumesc că Tu i-ai dat harul Ancuței și lui Sami să Te cunoască pe Tine. Și îți mulțumesc, Doamne, că ei aleg să pornească în acest drum al căsniciei, încheind legământ aici în prezența Ta, Doamne. Și ne unim cu ei împreună în rugăciune și Te rugăm în numele Atotputernicului Iisus Hristos, binecuvântă-i Tu, Doamne. Doamne, pentru noi viitorul este un necunoscut, pentru Tine el este trecut. De aceea venim să-i așezăm în mâinile Tale, pentru că nu există în lumea aceasta un loc mai sigur decât mâinile celui care din dragoste a acceptat să și le pună pe cruce, pentru ca în felul acesta noi să căpătăm viață. Mă rog să-l binecuvântez pe Sami, Doamne, cu harul de a sluji ca preot al casei lui, Doamne, cel care să conducă familia aceasta spre cunoașterea Ta. Te rog să-i dai puterea să câștige pentru a purta de grijă familiei lui, Doamne, și putere, Doamne, ca să o iubească pe Ancuța în tot timpul vieții lor. Mă rog să o binecuvântez pe Ancuța de asemenea, Doamne. Tu ai pus în ea valori, ai pus daruri spirituale și mă rog, Doamne, ca ea să le folosească în căsnicia aceasta spre slava Ta.
Și Doamne, mă rog, dacă Tu le vei dărui copii, să-i ajut să poată să investească în copiii lor, să-i crească pentru slava numelui Tău, Doamne. Și în familia aceasta ne dorim ca numele Tău, Doamne, să fie proslăvit. Îi încredințez în mâna Ta și Te rog, lucrează, Doamne, pentru slava numelui Tău. Mă rog acum să le binecuvântez părinții care cu bucurie și emoție, Doamne, sunt la acest moment. Îți mulțumim pentru ei, îți mulțumim pentru purtarea lor de grijă, îți mulțumim pentru investiția pe care au făcut-o de-a lungul anilor și mă rog acum, Doamne, să-i ajuți ca în continuare să se bucure de noua familie care se naște aici, Doamne. Încredințez pe cei doi în mâinile Tale, Doamne, și mă rog în acest context pentru toate familiile care sunt aici, în lumea aceasta atât de tulbure, Doamne, în lumea aceasta unde sunt așa de multe atacuri și concentrate asupra familiei, Doamne, protejează Tu fiecare familie. Proslăvește-Te Tu, în numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Vă invit să vă ridicați. Există perighetele undeva? Prin ochii tăi, vreau să am gândul tău, vreau să aud doar ce vrei tu să aud. Vreau să am inima ta, să înțeleg vocea ta, vorba ta să fie și a mea. În baza certificatului de căsătorie eliberat astăzi de Consiliul Local Galați, în baza legământului pe care cei doi l-au rostit înaintea lui Dumnezeu și în baza rugăciunii de binecuvântare, permiteți-mi să vă declar în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, soț și soție. Familia? Soloși. Soloși. Dumnezeu să vă binecuvânteze, fie ca fața Domnului să strălucească din belșug peste voi astăzi și tot restul vieții. Amin. Puteți să-i felicitați și Mirele își poate felicita Mireasa. Aș vrea să vă invit acum să ocupați locurile, doar câteva clipe înainte de a sfârși slujba aceasta. Noi obișnuim să facem o colectă la slujbele acestea, care nu se confundă cu darul pe care l-aveți pregătit cei care veți merge la recepție. Așa că vă invit acum să fiți generoși, să binecuvântați pe cei doi, ca alături de drum bun în viață să fie și ceva material de care ei să se bucure acum când pornesc în doi. Să ne închinăm în felul acesta cu darurile noastre de bunăvoie. Rog pe cei care sunteți pregătiți să lăsați coșurile să circule printre noi. Dar mă chem lângă tine și mă încurajez. De-aș rămâne o clipă fără dragostea ta, în întuneric și-n groază eu m-aș afunda. Dar mâna ta e cu mine când e bine sau greu. Mâna ta e cu mine mereu. Îmi ridic ochii și văd fața ta, ființa ta-i desfătarea mea. Permiteți-mi ca în numele celor două familii, familia Chelariu și Soloși, să vă mulțumesc tuturor pentru participare la evenimentul acesta frumos.
Ei sigur că invită pe cei care au confirmat participarea la restaurant să însoțească în continuare și să continue celebrarea aceasta pe care am început-o aici și la restaurantul Serafim 2, da? Așa că vreau să le ofer posibilitatea mirilor să ajungă primii undeva în holul de la ieșire, loc unde fiecare dintre dumneavoastră veți avea posibilitatea să-i felicitați și să le spuneți gândurile frumoase pe care le aveți în inima dumneavoastră. Vă doresc o după amiază bună tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all